Bravo! Frumos! Atențiune! Atențiune! Ușor! Vreau să spun un speech. Mulțumesc! Stimați invitați, dragi neamuri, ieșiți fi cu minte, te rog. Astăzi, fata mea... A noastră, băgelule, băi, stai jos aici ce aveți! Că doar n-ai făcut-o singur! Dar voiam să spun un speech, da? Da, haide, spune-mi, mă! Hai! Lasă-mă un pic, te rog! Bine, fata noastră astăzi împlinește frumoasa vârstă de 18 ani. De astăzi, Victorița este majoră! Bravo! Bravo! Mulți ani trăiască la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani! Bravo! Fetiță, stai cu minte, fetiță, că ai 18 ani acum! Victorița, ca părinte, te-am crescut ca pe o floare și am avut grijă de tine ca de ochii din cap. Și tot degeaba. Mă, nu ți-e rușine, mă, te băși peste tostul meu. Deci ce voiam să spun? Deci... Băi, deci... gelule, băi, stai jos aici, că nu mai știi ce mai vrei să spui. Stai jos, mami, stai jos. Deci, Victorița, mamă, tu de azi înainte nu mai ești un copil. Asta e clar. Acum, eu și cu taicu Gelu am făcut și noi ce-am putut pentru tine. Că vorba aceea, am vrut să te fac învățătoare, dar nu ți-a plăcut. Am vrut să te fac contabilă, dar n-ai vrut. Te-am trimis în Spania, la muncă, stai cu minte, și tu ai venit din Turcia. Eu și cu taică tu de aici încolo, noi nu mai putem să mai facem nimic. Totul este numai pe tine, mămică. Ceea ce pot eu să spun este că Dumnezeu să-ți ajute la mulți ani și ai spune și tu ceva la musafiri. Haide, hai spune. Poezie! Așa. De Victorița Ponta. Bravo! De astăzi nu mai sunt minoră și pot să spun tot ce gândesc. Am întâlnire peste oră cu domn primar cu care de 3 ani trăiesc! Bravo, măi, gelule! Bună fata ai! Faină fata ai! Hai de cap, ustensilele mele! Na, fata ta cu creșterea ta bună! Poftim, ești mândră de ea? Păi bineînțeles, măi, gelule, băi, mândră de ea, băi! Adică cum? Dar ce are, ce e așa un lucru rău ca să trăiască fata noastră cu domn primar? Ce un lucru așa de rău? Domn primar e un om serios, e primar vorba aceea, da? Este căsătorit, are 2 copii, e un om pe cinste, băi! Mămică, bravo ție, mămică, că te-ai cuplat cu domnul primar! Bravo ție că te-ai cuplat cu domn primar, bravo! Bravo, bravo, bravo! Dar chiar așa-i, dar chiar așa-i, bravo, mămică! Bravo, fac cinste la toată lumea, Costele! Hai, umple pahare! Stai puțin că nu-i chiar așa, da? Mai întâi se plătește și după aceea se comandă. Las că vă știu eu pe voi! Adică tu mă jignești pe mine, măi, Costele, măi? Dar săptămâna viitoare nu vin banii pentru lucrările agricole de la minister? Ba, da! Și nu am eu 2 hectare de pământ? Ba da! Și atunci nu primesc eu 5 milioane de lei? Ba da, mă! Păi bagă-mă, umple pahare, mă! Veselie, umple pahare, mă, băie! Hai, noroc! Hai, veselie, veselie la toată lumea! Băie, bă, stați așa, nu vă veseliți atâta! Bă, stați, bă, că am încurcat-o rău de tot! Dar ce-i puțin, băi, Marini, iar o născut de vasă, da? Iar o născut. Lasă-mă, Nea Costel, nu te râdea de mine, că pe matale te arde. Pe mine mă arde? Da. O, bă, cum mă faci să râd, bă, mă faci să râd. Băi, Costel, stai așa și ascultă-mă. Bă, uite acum a venit de la primărie și primi domnul primar pe fax decizia de la minister. Bă, de azi înainte, pentru lucrările agricole, nu mai se dă bani, se dă cupoane, se dă hârtii, bă. Ce se întâmplă? Asta este o parciocură îngrozitoare, sunt... Cupoane, auzi, ce faci, băi? Băi, ce faci, mă? De ce e băutura de pe masă? Pune imediat înapoi, ți-am spus că-ți plătesc. Plătesc, da? Cu ce mă rog? Cu cupoanele.
Da? Apoi du-te tu cu cupoanele la minister să-ți dea aia de băut pe cupoane. Aici să bea pe bani, gata. Asta e neroșinare. Este neroșinare. Este o neroșinare. Să vină imediat domn primar aici că facem grevă dacă nu. De aici, liniște, liniște, trebuie să ne organizăm. Liniște. Agricultura românească trece prin momente foarte grele. Marine, du-te imediat la primărie să vină aici primarul negreșit, pentru că noi începem răscoala. Victorița este sechestrată aici împreună cu răsculații. Nimeni nu părăzește restaurantul până nu ne sunt îndeplinite toate cererile. Am plecat. Jos cuponul. Jos cuponul. Jos cuponul. Jos cuponul. Jos cuponul. Frați români, să nu facem gesturi necugitate. Eu zic să ascultăm amândouă părțile, adică primul să vorbească domnul primar. Mulțumesc, Marine, mulțumesc! Ce, bă, ce aveți la cu mine, bă? Bine, bre, bine, primii vorbește răsculații. Hai, Nea Costele, hai, bagă, hai, bagă. Ceea ce au făcut acest guvern cu banii pentru lucrările agricole este o jignire! Cum să muncești cu spor dacă n-ai chef, domnul primar? Și cum să faci chef fără băutură, mă? Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Se dă cuvântul, dragii mei, se dă cuvântul unui sătean adevărat din Branca Costești. Fernandele, Sănescu, vină cu acest. Să rămână domn primar, să-ți trăiască gazica vechea, măi, șucare, că-i majoră! Stai, măi, stai, stai aici, măi, stai simplu, vorbește despre cupoane. Ce? Cupoane! Ha, și cufane, și cufane, spăi, tot nu suntem rudei și curate. Bă, taci, mă, din gură, nu-ți lești, că ne-ai stricat școala. O să vorbească cel mai cinstit și fain țăran de la noi din sat. Gelule, cuvântul. Hai, mulțumesc! Hai, mulțumesc! Hai, mulțumesc! Hai, mulțumesc! Vreau să spun un speech. Ceea ce se întâmplă cu banii noștri este incorrect. Un an de zile am așteptat banii ăștia ca să pot să muncesc pământul. Auzi, dar zi, gelule, zi și de arătură, băi! Zi și de arătură! Așa, zic și de arătură. Arătura de primăvară poți fi gata la toamnă pe cupoane. Fără bani, tractoristul nici nu intră pe ogor, nici nu discută, nici nu discută. Serios, dar de unde știi tu, bre, așa de bine, mă, gelule? Cum de unde? Dar eu ce sunt, nu-s tractorist? Așa e. Nu știu, nu? Nu știu. Ce eu oi fi prost să ar pe cupoane, nu? Ia ca ia. Deci, cu toată dragostea părintească, eu acum zic și cu toată, tot ce sunt eu pentru victorința tatălui de ziua ei astăzi, domn primar să-și dea demisia imediat. Demisia! 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 Gata, bre, bă! Liniște, bre, liniște! Să-i dăm cuvântul și lui domnul primar. Lasă-ți spun. Sunt consternat. Serios? De când, domnul primar? Vă doare burta tare? Bă, nu-s consternat la burtă, sunt consternat la cap. Da? Deci sunt consternat de toate prostiile pe care le-am auzit aici de la voi, bă. Pentru că acum îmi dau seama ce fel de oameni sunteți. Sunteți în stare să mă trădați pentru niște hârtii, pentru niște cupoane de care nu sunt eu de vină. Bă, eu care v-am făcut pe voi, bă? Bă, eu am făcut localitatea asta, bă, eu. Și momentul ăsta trebuie să rămână pentru noi un moment de care să nu mai fie. Înapoi! Sunt sfârșiat de durere. Satul românesc trece prin niște transformări epocale. Nu le puteți trece. Vreau să le spun tuturor celor care au luat băutura de la gura oamenilor că de băuturi ori să moară. Un popor traz este un popor terminat. Bravo, domnul primar! Bravo!
pic liniște, un pic liniște. Vreau să spun un speech. Ultimul, vă rog. Astăzi, de ziua fetiței mele, vreau să vă fac o propunere. De astăzi înainte, băutura să se dea pe cupoane, iar lucrările agricole să se plătească direct în băutură, că tot acolo se ajunge. Și tractoare și se alimentează.